Polițiștii din cadrul biroului rutier municipal Huși au oprit în trafic un conducător auto de 36 de ani domiciliat în aceeași localitate. Acesta a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind de 1,04 mg pe litru alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Municipal Huși pentru recoltarea de probe biologice. Pe numele său a fost întocmit un dosar de cercetare penală privind circulația pe drumurile publice cu o imbibație alcoolică mai mare de 0,8 grame pe litru alcool pur în sânge. Și la Bârlad, polițiștii au depistat un șofer băut. Aceștia s-au deplasat inițial la fața locului, sesizați despre faptul că un conducător auto aflat la volanul unui autovehicul înmatriculat în Italia a avariat alte 3 autovehicule parcate pe strada Lirei, după care a părăsit locul faptei. În scurt timp, oamenii legii au identificat conducătorul auto ca fiind un tânăr în vârstă de 22 de ani, domiciliat în aceeași localitate. Tânărul a efectuat testarea cu aparatul alcool test, rezultatul fiind de 1,01 mg pe litru alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Municipal Bârlad pentru recoltarea de probe biologice. Pe numele său, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o imbibație alcoolică de peste 0,80 grame pe litru alcool pur în sânge și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție.